fim așa mult din timpul dumneavoastră liber. Salutăm în mijlocul nostru prezența educatoarelor, a directoarelor, a părinților de la 11 grădinițe. Da, respectiv grădinița 1, grădinița 6, grădinița 8, grădinița 9, grădinița 12, 13, Siger, regele Ferdinand Siger, Marele Colombia Siger, grădinița Sara Său, grădinița Părinești, și am mai stat o grădinită. Deci 11 grădinițe sunt prezente la acțiunea noastră de astăzi. Și anume, de ce ne-am adunat noi astăzi? Pentru a prezenta una din acțiunile proiectului județean Armonie și Mișcare. Acest proiect este un proiect amplu, așa cum a spus, de 11 grădinițe și ca și ce proiect are un scop. Scopul, promovarea în rândul părinților a unui stil de viață sănătos prin practicarea exercițiului fizic, conștientizarea părinților de necesitatea, numai a părinților precum și a educatoarelor de conștientizare de necesitatea practicării exercițiului fizic și apoi popularizarea experiențelor pozitive privind activitățile sportive din unitățile preșcolare prezente în acest proiect. Ca și ce proiect, am stabilit un argument serios și anume am pornit în primul rând de la dificultățile obținute în desfășurarea activităților sportive la grup. Și anume în ce consta aceste dificultăți? În lipsa spațiilor largi, în lipsa sălilor de sport, a sălilor special amenajate. În acest sens, eu nu știu în zona noastră o grădiniță care să aibă sală de sport special amenajată. Acum, sigur, noi, grădinița noastră, avem spațiu mai mic, probabil, decât alte ca mine, care sunt aici de față. Și de aceea, noi ne-am gândit că este foarte necesar să inițiem acest proiect și, imediat, punând acest argument serios, am inițiat un plan de acțiune. Și acțiunea de astăzi are grup țintă, în special, educatoarele și părinții. Acțiunile pe care le-am avut până acum au avut grupul țintă copiii. Și aș vrea să enumerez câteva din acțiunile pe care le-am desfășurat până acum în cadrul proiectului județean Armonie și Mișcare. Lansarea proiectului a avut loc la sfârșitul fetele de aici, doamnele educatoare știu, la sfârșitul anului școlar trecut, prin semestrul 2, unde a avut loc cercul pedagogic în grădinița noastră, și atunci am lansat proiectul Armonie și Mișcare, unde am prezentat dansul sportiv Pinguin. Apoi, după lansarea proiectului, fiecare unitate înscrisă în proiect a amenajat la nivel de unitate un colț sportiv, micul sportiv, ați văzut și noi, am amenajat acel colț sportiv pe coridor. Fiecare unitate a amenajat la rândurile ei acel colț sportiv. Cu ocazia zilei copilului de 1 iunie s-au organizat concursuri sportive la nivel de unitate. Fiecare unitate a organizat concursuri sportive. Iar tot în luna iunie, după ziua copilului, a fost festivalul de dansuri pentru preșcolari, organizat la Casa de Cultură, unde au participat foarte multe formații de dansuri sportive și dansuri populare. În luna septembrie, la începutul acestui an școlar, s-au inițiat după ședințele cu părinții, după ce s-a discutat cu părinții și educatoarele între ele, opționale pe teme sportive. La noi, în unitate, s-a făcut opțional vreau să joc basket anul trecut, iar anul acesta, opțional este mișcare, veselie, emoție, deci opțional care este desfășurată de profesorii, respectiv doamna profesoară Grozea Mariana, de la școala Dr. Ian Mihai Ideașa, și acest opțional este făcut fără bani, părinții nu-l plătesc, deoarece intră în catedra doamnei profesoare de educație fizică. Este un lucru extraordinar și tot așa avem și engleză, acum nu e legat de proiectul nostru, care este tot așa intrat în catedra profesorului de engleză de la școala Dr. Ian Mihai Ideașa și părinții nu plătesc opțional. Dacă ai făcut un copil, scria marele pedagog Makarenko, înseamnă că te-ai angajat pe mulți ani înainte să-i dai întreaga încordare a gândirii tale, toată atenția și toată voința. Trebuie să fii atât părintele cât și îndrumătorul copilului tău. Sănătatea, dezvoltarea și educația copilului trebuie să fie în centrul preocupărilor părinților. Familia este mediul în care copilul se naște, trăiește și se dezvoltă și se formează pentru viață.
prima școală a copilului, în care copilul învață cum să se comporte în viață și în societate, este familia. Acțiunile educative exercitate de către părinți trebuie să fie continue, raționale și să țină cont de dezvoltarea fizică și psihică a copilului. Familia este cea mai în măsură să răspundă nevoilor copilului și una din aceste nevoi este mișcarea. Copiii, fără să știe să explice de ce, au o permanentă nevoie de mișcare, prin care își cheltuie energia care pare fără sfârșit. Părinții trebuie să fie mai des lângă copiilor, să se intereseze în permanență de viața lor de zi cu zi, de modul în care se comportă în colectivitate, de urmările activităților extrașcolare. Aceștia trebuie să fie cei mai buni prieteni ai copiilor, să dea dovadă de răbdare, perseverență, prudență, atenție, sensibilitate și exigență. Părinții oferă primul model pentru în timpul în care copilul se juca liber afară. Condițiile materiale, lipsa de timp, chiar și lipsa de interes în unele familii, trebuie să recunoaștem și acest lucru, deși nu ne vine să credem. Explozia informatică și tehnologică și chiar comoditatea și multe alte aspecte ale societății contemporane au dus în general la clausurarea copilului în interioare și la diminuarea mișcării sale naturale și spontane în spații corespunzătoare. Pentru multe familii este mult mai comod să-și obișnească copiii să stea închiși de mici în casă pe parcursul întregii zile, iar pentru ocuparea interesului acestora să reelimine efortul fizic, să-l înlocuiască cu solicitarea neuropsihică, lăsându-i ore întregi în fața televizorului și mai nou acum în fața calculatorului cu interminabile jocuri încă de la vârstele fragile. Este foarte important de reținut că acest lucru aproape îi transformă pe respectivii copii în adulți cu grave dizabilități motorii, de coordonare și efort, cu predispoziții accentuate la nevroze și afecțiuni psihice, care trec prin etape ale integrării lor sociale, marcate de excluziuni din diferite grupuri sociale, uminindu-se în perioada școlară în care ierarhiile și rolurile sociale se stabilesc pe baza abilităților fizice și sportive. Deci le cauzează grave carențe în dezvoltarea psihică și fiziologică. Să știți că așa este. Când ajung copiii la școală, sunt copii care sunt foarte motrici și sunt în stare de fapt orice, iar copiii care nu sunt obișnuiți să facă mișcare, sunt umiliți pentru că ceilalți copii sunt de ei, pentru că sunt